Bună seara și bine v-am regăsit. Începe emisiunea Dale Buzoianului. În această ediție l-avem invitat în studioul Campus TV pe șeful secției UPU a Spitalului Județean Buzău, domnul dr. Adrian Zoican. Domnule doctor, bună seara, bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit. Vă mulțumesc că m-ați invitat încă o dată la dumneavoastră în emisiune și chiar vă duceam lipsa, mă gândeam că nu m-am mai invitat și pe mine, că încep să mă obișnuiesc cu ideea și zic, nu cred că am greșit cu ceva, nu mă mai invită, dar nu mai sunt. Sunt întotdeauna probleme ale buzoienilor la care dumneavoastră aveți răspuns și mă bucur că sunteți aici. O să ne revedem periodic, domnule doctor, nu vă faceți griji. Aș vrea să vorbim astăzi în primul rând despre ce se întâmplă bun în Spitalul Județean Buzău. Avem de astăzi un nou director medical al spitalului. Este vorba despre domnul doctor ortoped Dragoș Porumb. Ce ne spuneți despre noul director? Da, într-adevăr, din păcate, domnul doctor Paraschiv, care cu certitudine este regretat și de către colegi și de către pacienți, deopotrivă, din păcate, dânsul a împlinit vârsta când a trebuit să iasă la pensie și și-a luat la revedere de la noi. Dar știți cum a murit regele, trăiască regele. Și domnul manager a găsit soluția asta, a discutat cu domnul doctor Porumb, dânsul din fericire a acceptat. E o, cum să vă zic, o soluție foarte bună. Deci, din punctul este meu de vedere, este un medic tânăr, da. Are 40 de ani. În primul rând că e tânăr, dar știți, asta nu neapărat tinerețea înseamnă totul. Sunt și tineri care nu au și experiența sau nu au voința, pentru că acum este extrem de dificil să conduci o unitate, mai ales sanitară, și să fii director medical, asta e un lucru extrem de dificil. Adică e clar că e un om foarte curajos, este un coleg foarte bun, foarte bine pregătit. Eu personal consider că este o alegere excelentă și îl susțin și sunt alături de dânsul. Chiar dacă în anumite momente nu o să fie chiar așa plăcut. Știți cum o să fie, probabil o să fie pus în situație să iei decizii mai dificile așa și asta este. Dumneavoastră, oricum, colaborați, bănuiesc, cu toți medicii din spital. Sunt medici mare și parte, mulți da. Noi în Spitalul Județean, medici mulți tineri care au venit de curând. Da. La UPU însă e o problemă pentru că nu prea se găsesc medici urgentiști. A fost un concurs și înțeleg că nu s-a înscris nimeni. Sunteți singurul medic urgentist din Spitalul Județean. Din păcate, într-adevăr, sunt în continuare singurul medic cu această specialitate, dar nu sunt singurul medic care își desfășoară activitatea acolo. Din fericire, anul trecut am găsit câțiva colegi care au ales să-și desfășoare activitatea alături de noi. Am format cât de cât un colectiv și am încercat să creăm un mediu cât mai propice desfășurării activității în unitatea de primiri urgențe. Domnul doctor Hana deja merge la a doua etapă de specializare. Durează mult, da. Pentru că au început de mult aceste cursuri. E un an de zile durează această competență în medicină de urgență. Prima etapă de 6 luni pe care a parcurs-o dânsul la Târgu Mureș este etapa de prespital, când dânsul învață lucruri pe care, în mod normal, trebuie să le știe un medic care lucrează pe ambulanță. După cum știți, noi suntem UPU Smurd și avem și această, numai, cum să vă spun eu, deci noi ne ocupăm și de partea asta a Smurdului, deci partea medicală. Nu avem medici specialiști în medicină de urgență, dar în principiu trebuie să facem, deci competența de medicină de urgență are aceste două etape, etapa prespitalicească și etapa spitalicească de UPU. Și dânsul este acum la a doua etapă, deci va pleca pe data de 10 împreună cu doctorul Buga la București pentru timp de 6 luni vor face această competență spitalicească, deci a doua etapă care va definitiva această competență în medicină de urgență. Și, cu și toate să sperăm că va crește, bineînțeles, adică eu nu că să sperăm, sigur va fi așa, pentru că sunt doi medici foarte hotărâți, cu experiență și care vor să, adică au dovedit
că sunt capabili și să se descurcă foarte bine în situații extreme. Au lucrat câteva luni și au fost puși chiar în fața unor situații critice, din care i-au ieșit cu brio. Și sunt convins că după această perioadă de 6 luni de pregătire va fi și mai bine. Dar nu se compară cu pregătirea unui medic specialist în medicină de urgență sau în terapie intensivă. Dar cu toate astea, noi o să fim alături de dânsii, restul medicilor care suntem în spital, și o să-i sprijinim, și cu cât vor învăța mai mult, cu atât ne va fi bine, mai bine și nouă și, în primul rând, pacienților. Adică va crește nivelul îngrijirilor și e clar că asta e și ținta noastră. În acest moment, care e situația la UPU? Dacă sunt doi medici care în continuare merg la specializări pentru această sunt doi care vor pleca pe data de 10, dar și doctorul Androne este la prima parte pe care în momentul ăsta o parcurge la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca și se descurcă foarte bine. Chiar s-a făcut remarcat acolo. Oricum, el s-a făcut remarcat și la noi. Chiar este un coleg foarte, foarte bun, având în vedere că este un medic de familie, dar este prin felul lui de a fi, chiar este un coleg minunat și e dispus să învețe. Dar toți sunt așa. Deci, colectivul UPU Zmurd începe să închege. Așteptăm în continuare, deci avem primul rezident care termină, va termina specialitatea, pregătire în specialitatea de medicină de urgență la Floreasca, doctorul Eremie, va termina în această toamnă. Și probabil, cel mai probabil, împreună cu soția, va veni la noi. Deci va fi încă un medic de medicină de urgență. Și atunci va trebui să facem tot ce se poate să rămână. Da. Data trecută, iar după aceea mai urmează încă o domnișoară doctor care am înțeles că va veni la noi. Deci ea chiar, adică ei doi așa știu că și direct și indirect am aflat așa că vor să vină la Buzău. De ce? Păi vor să vină la Buzău. Au familie aici sau care este motivul? Nu, dar doctorul Eremie deci noi ne cunoaștem de la Floreasca, deci, mă rog, el a venit, s-a ales Buzău, întâmplător am aflat și chiar ne-am înțeles foarte bine, am avut o perioadă, deci când eram eu anul 5 și dânsul era la începutul pregătirii și ne-am înțeles chiar foarte bine și am mai venit pe la Buzău și a spus că ar vrea să vină, ar mai fi un avantaj că soția este medic rezident în specialitatea medicină internă. Și noi avem un mare deficit acolo și, de fapt, cam asta era asul din mânecă, știți, că o să vină și soția. Și așa o să acoperim deficit, un pic așa deficitul și la boli interne și la... Mai avem colegi rezidenți de la care sperăm. Adică, eu mereu spun lucrul ăsta, că așa să scoți doar niște posturi, să stai să aștepți, nu prea e mare succes. Adică noi trebuie să ne pregătim din timp, să-i atragem, să-i facem să vină, să-i seducem, să nu știu, depinde și de noi ca și comunitate lucrul ăsta, cum îi primim, cum ne comportăm. Vă dați seama dacă o să mănânce bătaie un medic la Buzău, în UPU, cum a pățit-o colegul de la Grigore, de la Marie Curie. Da, dar vă dați seama că nu o să fie un lucru... Dar nu s-a, la noi la Buzău au oamenii sunt mai liniștiți. Au fost probleme în Buzău, astfel de probleme? Au fost medici agresați de pacient? Sunt, da, da, adică acolo a fost altă problemă, deci acolo pacienții aparținătorii, deci era un copil cu 8 aparținători, mă rog, cred că știți asta după da, Facebook. Medicul da, spunea că nu necesită spitalizare, o problemă minoră. Da, asta este, da. Deci cum să vă zic, gravă. Da. Depinde acum și de educația aparținătorilor, depinde și de modul cum comunică medicul cu aparținătorii, dar cum să vă spun, problema aici apare. Întotdeauna când se confruntă, că din păcate câteodată e o confruntare, o relație asta medicul cu aparținătorii mai ales, este o discrepanță, adică
aparținătorul are și pacientul are niște așteptări, care nu sunt totdeauna aceleași. Deci e o chestie de comunicare. El vine și are niște așteptări. Domnule, vreau internare. Vine și spune, vreau internare. Numai că, din păcate, pentru internare trebuie să depindem niște criterii. Și de multe ori, adică ar fi și în avantajul pacientului să primească tratament la domiciliu, adică ar trebui internați doar pacienții care neapărat trebuiesc spitalizați, adică trebuiesc monitorizați, trebuiesc făcute niște investigații suplimentare și doar aceia ar trebui internați. Pe când, deci, spre exemplu, cum a fost cazul acelui copilaș, ar fi putut primi tratament și acasă și evoluția bolii ar fi fost foarte bună dacă stătea acasă. Și noi ne întâlnim cu astfel de probleme. Am avut asistente agresate chiar tot la pediatrie de către părinții care sunt disperați. Câteodată doar să stai așa un pic de vorbă cu ei, să încerci să intri într-un dialog, e un risc. Că ei vin cu idei preconcepute, ei știu că la spital e greu, vin cu idei de astea, domnule, doctorii fac și direct și trebuie să dai, trebuie să faci ceva, trebuie să vorbești cu cineva, sunt niște psihoze, așa, din păcate... Spuneți că sunt psihoze, nu se întâmplă așa, nu e nevoie. Nu, dar este nimic. Așa ceva, pentru că există niște, bine, poate am exagerat când am spus, dar exagerată de teama din acel moment, teama legată de starea sănătății copilului și neîncrederea față de medici. Așa din auzite, știi, trebuie să faci cu tare, aolo, dar ce fac, trebuie neapărat să, nu știu, deci nu mi-l primește, trebuie internat, dar nu mi-l primește, e sistemul ăsta, nu cunoști tu pe cineva, dă-și tu repede un telefon, așa e, cum să vă spun, asta e boală meteahnă veche la noi, în România în general, trebuie neapărat să dai un telefon, asta e de fapt o problemă gravă a societății, să trebuiască pentru niște servicii de sănătate să trebuiască să dai un telefon. Eu nu zic, cum să vă spun, sincer să vă spun, și eu am beneficiat de lucrul ăsta. Când am avut ocazia să ajung într-un mediu spitalicesc și eu am încercat să rezolv, ca și societatea noastră, educația noastră balcanică, trebuie cumva să rezolv, dacă nu așa invers. Deci noi trebuie să facem, să direcționăm un pic rezolvarea acestor probleme cât mai corect, cât mai cinstit, cât mai la suprafață. Deci nu sunteți impresionat de telefoane sau de cunoștințe? Nu e adevărat. Nu este adevărat. Deci nu, n-am spus asta. Nu e vorba de impresionat. Este, nu, adică este o metodă pe toți de pacienții la fel, mai ales că e vorba de UCU. Da. Deci este o metodă la care omul nu apelează așa că n-are ce face. Deci omul din disperare. Deci pe mine nu mă sună, pe mine puțin mă sună așa și prietenii mei vechi, că salut, ce mai faci? Pur și simplu am vrut să aud vocea. Deci la mine când sună telefonul e clar că e o problemă. Și am, chiar îmi pare rău că nu, sunt situații care ar putea fi aplanate, deci sunt tot tipul discuții, nu, acolo la intrare, probabil cum știți și dumneavoastră, e o zonă de așteptare care oricum o să fie amenajată. Cât mai durează odată până va fi amenajată? Anul ăsta am înțeles la domn președinte Neagu că anul ăsta vor demara lucrările, vor fi cu extinderea noului UPU. Adică cred că acolo apar cele mai multe divergențe. Da, pentru că spațiul este foarte mic, impropriu, așteptării, și vă dați seama, dacă stai, în mod normal trebuie să stai o oră, două, dacă stai două, 3, 4, 5, 6, 7 ore. Și nu stai singur, că mai ore sunt stai și acolo sunt, da, sunt oameni agitați, sunt oameni nervoși, sunt oameni supărați, sunt oameni care suferă drame, sunt tot felul de oameni, da, adică nici nu știi cu cine stai de vorba acolo. Sunt oameni de pe stradă, oameni care nu-i cunoști, sunt oameni cu probleme, deci acolo nu e tocmai plăcut să stai să aștepți. Eu sunt de acord cu treaba asta și lucrul ăsta se va schimba cu construirea noului UPU, care va îndeplini niște condiții impuse de către DSP și de către minister, unde este amenajată o zonă de așteptare a aparținătorilor cu altă zonă în care pacienții de cod verde și alb pot aștepta, deci sunt un pic separați. Știți, acum în zona aceea așteaptă, datorită faptului că spațiul este destul de mic, știți că UPU își desfășoară activitatea într-o zonă unde erau camere de gardă care au fost proiectate în 1970, când a fost construit spitalul. Și nu corespund toate circuitele. Și atunci se mai amestecă aparținători cu pacienți care așteaptă analize sau
Din păcate, da. Și atunci apar probleme, da. Dar nu e vina, încă o dată vă spun, nu este vina, sau e, dacă este o vină, este mică. Noi trebuie să înțelegem, să acceptăm realitatea. Nu este realitatea. Vina medicilor, spuneți. Da, 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 nu, și nu e nici vina lor. Adică a pacientului și a pacientului, pentru că ei au drepturi. Deci pacienții plătesc asigurări. Dar nu e vorba de asigurări. Serviciul aici de urgență, pentru că serviciul este gratuit. Urgențe. Da, el este gratuit. Și trebuie, da. Deci, medicina de urgență se adresează tuturor și este gratuită. Oamenii au dreptul să beneficieze de ajutor calificat când au nevoie. Bun, acum eu nu pot să îi cer lui socoteală de ce vin la spital pentru un lucru care mi se pare așa. Nu mi se pare așa o urgență foarte mare. Dar tot dumneavoastră a spus, da, și mi-a plăcut cum ați, da, definit atunci, că durerea este o urgență. Da, este, dar n-am făcut eu asta. Asta e o regulă de bază a medicinii de urgențe. Deci eu, cum să vă spun, omul subiectivează ceea ce el simte și câteodată o simte, și cred că vi s-a întâmplat și dumneavoastră, câteodată simțiți așa nevoia de a primi urgent și imediat îngrijiri, iar după aceea, după ce a stat de vorbă cu cineva și a fost un pic liniștită și vi s-a explicat despre ce e vorba, să înțelegeți că de fapt nu este chiar atât de grav și atunci începeți un pic să obiectivați, adică da, ok, aștept puțin. Și aceeași chestii se întâmplă și, da, și la noi. Da, din păcate nu există timp să le explicați tuturor. Asta este. Păi vă dați seama cum ar fi să stăm să explicăm tuturor. La un moment dat, când eram rezident, mi-aduc aminte când acum am început să discutăm așa și tot dau explicații așa, cum să vă spun, mai tehniciste așa. Noi de obicei avem o emisiune așa mai veselă, mai cu glume. Și mi-aduc aminte când eram rezident, era domnul doctor Drăghici, director medical, și eu fiind rezident, mare rezident, așa, făcând de gardă la Buzău, văzând nebunia aia dintre ea și agresivitatea, tot, dar pe partea cealaltă aveam niște pacienți foarte gravi, i-am invitat pe cei dintre ea să facă o mică excursie pe secție. Să vadă exact ce se întâmplă acolo. Să vadă exact ce se întâmplă, adică să vadă, da. Vă las să continuați, dar așteaptă de mult cineva la telefon și o să rog să adreseze întrebarea. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Vă rog. Vreau în primul rând să-i mulțumesc domnului doctor că am avut nevoie de curând de serviciile de la spital. Într-adevăr, ce este acolo e ca într-o uzină. Toți aleargă, toți se zbat, dar nenorocirea este că mai sunt și unii, exact cum a zis domnul doctor, care vin numai de dragul, știți că mă doare capul, ce ați luat? Un antinevralgic. Dar mă doare rău capul. Sau mai sunt ceilalți, știți dumneavoastră, care... Neasigurații, da. Neasigurații. Care au probleme... cu tupeul care îi caracterizează. Știți la cine mă refer? Pe dumneavoastră înțeleg că v-a ajutat, domnul doctor. Mulțumesc din tot sufletul, chiar de curând am fost. Mulțumesc întregului colectiv, toți, dar sunt aceia, asta e, trebuie cât de cât să lucreze, nu dânsii, ceilalți civilizați, se zbat, intră aceia... nu mai spun cine, așa, că ce, că eu aștept din nu știu cât, poate doar a venit și vrea neapărat să-l vadă, că este el mai, un pic mai bronzat. Da, cunoaștem situația, din păcate medicii nu pot face nimic. Vă mulțumim pentru telefon. Păcat de profesionalismul tuturor, chiar și tot, de la infirmiere, tot, dar vă spun, e ceva de groază, chiar de curând. Mulțumesc și... Sănătate! Mulțumesc, domnul doctor, mulțumesc! Vă mulțumim și noi! Am avut așa un pic emoții că nu mi-a spus că o să avem și telefon în direct și recunosc că de fiecare dată când sună cineva... E o emisiune cineva cu telefoane, da. Da, bună dimineața! Da. Îi mulțumesc, doamne, pentru frumoasele cuvinte adresate și cuvintele de laudă adresate colectivului din UPU, pentru că eu vreau să spun lucrul ăsta, că s-a schimbat ceva în UPU. Adică sună, știți, lauda de sine numeroasă bine, adică e clar că și eu m-am implicat aici. Dar chiar simt că s-a schimbat ceva și știți, adică mai sunt care vin și spun, domnule, că uite, că înainte era mai bine și rămân așa,
Doamne, dar stai, s-au schimbat atâtea lucruri și încep să argumentez cu tare, cu tare, cu tare. Dar stai un pic, dar, adică nu este atât de evident că s-au schimbat lucruri. S-au schimbat multe și da, s-a schimbat și ritmul în care probabil nu mai faceți acele gărzi de 48 de ore, sper că nu. Sunt, nu, nu, dar nu sunt. Erau deci, înainte cazuri în care medicii din lipsă de medici da, rămâneau foarte acolo, mult, rămâneau, da. Păi a fost o perioadă foarte grea când într-o perioadă vară, când era doctorul Cojocaru șef de secție și în perioada de vară a făcut dânsul, făcea 24 de ore cu doctorița Mazdrag și făceau unul, ieșea din gardă, venea celălalt și se schimba unul pe celălalt, așa se succeda, deci a fost așa un efort extraordinar din partea dânșilor și nu știu cum a fost răsplătit până la urmă, că până la urmă doctorul Cojocaru s-a supărat așa de tare și a plecat și nu mai vrea să vină, adică deși dânsul vine des în Buzău, care mă rog, are copilașul aici și mai vine des, deși își desfășoară activitatea la București. Mă întâlnesc cu el și îl rog, hai, vină măcar, fă o gardă. Bine, el era medic primar și eu eram rezident, el făcea linia 1 și eu linia 2. Dar a fost omul care pe mine m-a convins să vin la Buzău. Adică eu am făcut gărzi cu el și am văzut că se poate, am învățat foarte multe de la dânsul. Era un om foarte deschis, este un om foarte deschis, pe care îl puteam aborda la orice oră, din zi și din noapte. Și eu aș vrea să fac la fel pentru colegii mei și le-am spus și am vorbit și cu asistenții. Și acum mai nou, sunt și, adică aș vrea să, toate problemele astea, conflictele astea care apar și discuțiile între aparținători și medici, din păcate, din cauza efortului depus de către medici și a faptul că nu avem timp să explicăm, să stăm de vorbă cu toată lumea, apar aceste medici sunt irascibili, sunt obosiți și ies discuții de multe ori. Și am spus, domnule, dar am pus numărul de telefon aici. Ei, când l-a pus, cine l-a făcut, l-a făcut mai micuț așa, știți, e pe ușa acolo unde sunt gărzile, dar e mai micuț în stânga. Și într-o seară a fost o discuție tot așa, care până la urmă, bineînțeles, a ajuns până la domnul manager. Domnul manager m-a întrebat ce s-a întâmplat și spun, zic, îmi pare rău, zic, am aflat prea târziu, zic, n-am fost sunat. Și m-am dus și m-am uitat și, într-adevăr, e mic așa numărul meu telefon pus acolo și am dat dispoziție, sună, nu știu cum am dat dispoziție. Am vorbit cu cineva de la noi de acolo, care lucrează, un coleg de-al meu și l-a făcut mai mare și e pus acolo lângă gări. Și vă sună și l-am pus, nu m-a sunat nimeni, deci nu mă sună. Dar bine că, adică eu sper să mă sune când e o problemă. Înțelegeți? Da, să nu vă sune așa. Deci lumea, bine, acum nu vreau să dau idei, dar pacienții noștri, până la urmă, sunt de calitate. Adică, deși am numărul de telefon afișat acolo, bine, e numărul de serviciu, dar l-am deschis tot timpul și așa, lumea nu face abuz. Adică nu primesc telefoane de astea, bine, nu vreau să dau idei, dar nu primesc telefoane de alea ciudate. Eram la București și primeam tot felul de telefoane, aiurea. Și eram deci spuneți că buzoienii la sunt mai educați. Da, da, și sunt și mai frumoși și mai educați. Și un pic mai sănătoși decât bucureștenii, pentru că bucureștenii la 50 de ani deja au majoritatea au patologii cardiace. Eu am văzut foarte mulți buzoieni la 70 de ani, da, cu inimi frumoase, adică electrocardiograme care în București nu le găsești la vârsta asta. Și sau le găsești, dar foarte rar, dar excepția întărește regula. Care ar fi motivul? Păi motivul este, în primul rând, că nu e stresul de acolo, din București, viața aia nebună așa din București, tot timpul pe fugă, acolo e un zgomot, o rumoare, așa tot timpul este, să aud sirene, girofaruri, să văd noaptea, câteodată noaptea e albă, București e București, da, deci alt trepidează așa viața de noapte. La noi, la Buzău, e mai liniștită lumea, după anumite oră să face liniște. Sunt oamenii mai responsabili. Domnule doctor, am ajuns la publicitate. Și mai sănătos. Și un lucru bun. Da. Ne oprim pentru publicitate, apoi citim toate mesajele pe care le-ați trimis. Da, și cu mulțumirile. Și cu da, vă rog. Deci, într-adevăr, eu pot să vă spun și am primit și pe Facebook și am avut de mai multe discuții cu domnul manager, care este foarte grijuliu și așa, și pe drept cuvânt referitor la imaginea spitalului, adică se luptă de mult timp cu chestia asta.
și este foarte atent tot timpul când apar probleme de genul ăsta. Dar vreau să vă spun că am primit inclusiv pe Facebook, așa, inclusiv aveam o pagină acolo și erau pacienți care postau acolo, deci fără să fie agresiv sau, deci de multe ori cuvinte de laudă, de câteva ori și pe drept cuvânt ne spuneau ce probleme sunt acolo, deci e o doamnă, bine, nu spun numele, așa, care ni s-a... trebuie să așteptăm publicitatea, nu? Vă rog, încheiați că apoi intră. Da, deci, deci s-a exprimat atât de frumos și atât de elegant încât n-aveam cum să nu spui că nu e adevărat. Și faptul că a fost într-o seară acolo și că a fost nevoită să asiste la discuții dintre asistente, cine cu cine se întâlnește, ce medic cu ce așa, cu ce se ocupă. Deci tot felul de discuții care nu și-aveau rostul. Deci eu le-am luat și am discutat și cu asistenta șefă și cu domnul manager și cu ceilalți colegi din UPU, asistenți și medici, și am rugat frumos și le-am spus, este adevărul curat. Deci ce spune acea doamnă? Pentru că astfel de discuții au loc. Deci sunt asistenți care nu-și părăsesc locul de muncă 12 ore sau din 12 ore, 10 ore el nu pleacă din salon. Deci n-ai cum să interzici lui ăla să stea cu gura închisă. Dacă, ok, mai scapă și el o vorbă, că omul trăiește, omul ăla 10 ore, el acolo trăiește o parte din viața lui. Adică alea 10 ore sunt o parte din, cum să vă spun, din viața lui, mai scapă și el o vorbă, știți? Acum, regulile ar trebui să fie respectate și să vorbească numai lucruri strict medicale, strict la obiect, dar și noi suntem oameni. Și e bine că țineți cont de părerile tuturor. Da. Și am făcut atunci o anchetă internă, mi-am făcut un referat domnului manager, după aceea a preluat o parte din presă și în momentul ăla, de fapt nu l-anunțasem pe domnul manager, mă pregăteam să mă cheme și pregăteam materialele așa frumos, să încerc cât un punct de vedere la toată lumea care a fost implicată în poveste, și au fost unii pro, alții contra, au fost chiar și soțul unei colege asistente care a spus că, adică a spus și din punctul de vedere al unui soț, da? A care soție lucrează în UPU și care câteodată n-are timp să-și mănânce sandvișul, care în momentul în care se suie în mașină spune, tu știi că n-am fost azi la toaletă, sau... Da. Despre toate aceste dificultăți din profesia de asistent sau de medic s-a tot vorbit în ultima vreme și din prisma majorării salariilor. Revenim însă și vorbim și despre acest subiect. Nu schimbă dificultatea meseriei, adevărat. Ne oprim pentru publicitate. Revenim în câteva minute.